Tom merge la slujbă urcând crestele Carpaților. Iată o imagine șocantă pentru noi, citadinii sedentari, care nu putem face doi pași fără tramvai sau autobuz. E vorba de inginerul de schimb al noii stații de televiziune, situată la 2500 de metri altitudine. Odată ajuns sus, omul nostru preia pentru 12 ore răspunderea complicatelor instalații care iradiază în cele patru vânturi imaginile recepționate de noi la domiciliu, stând comod în fotoliu, în halat și papuci.